Directoratul Complexului Energetic Oltenia a rămas imun la comunicatul de presă remis de sindicate, dar și la adresele trimise de Federația Națională Mine Energie fiecărui membru în parte. Conducerea complexului nu a răspuns niciunei adrese. Ba mai mult, între timp s-a aprobat și grila de salarizare cu care sindicatele nu este de acord, pentru că presupune reduceri semnificative. Toate informațiile primite sunt neoficiale, deoarece nu există comunicare. Pe cale oficială nu le am, nu există o comunicare pe această cale, nu avem un material, nu avem o notificare. Există informații neoficiale că în cursul zilei de marți, directoratul companiei ar fi luat în discuție acest sistem de salarizare, dacă aș putea spune, a personalului TESA și de conducere. Și că ar fi fost un vot de aprobare cu 4-1. Așa este, dacă vreți, informația neoficială. Nu avem în momentul de față informații oficiale. Mai mult decât atât, în cazul liderilor de sindicat, salarizarea diferă de la persoană la persoană fără a se cunoaște clar criteriile, susține Rușeț. Salariile pentru liderii de sindicat? Tot neoficial, înțeleg că tot marți a fost o decizie prin directorat în care s-a stabilit despre un anumit nivel de salarizare pe individ însă. Reamintesc totuși că negocierea contractului individual este totuși un atribut al lucrătorului, chiar dacă este sector social și cu administrația. Nu poți, printr-o hotărâre de directorat, de fapt, să impui un salariu. Rușeț nu exclude declanșarea protestelor în rândul angajaților în cazul în care abuzul din CEO continuă, susține acesta. Se poate ajunge la, proteste? Bună, vedem, analizăm, pentru că sunt situații în care noi nu le dorim. Sunt situații pe care nu le dorim. De exemplu, majoritatea liderilor sindicali nu doresc să angreneze lucrătorii în acțiuni de protest. Dar, sigur, această ultimă soluție trebuie să o luăm în calcul. Sindicatele vor apela și la instanță, acuzând administrația complexului de abuz.